Organizație neguvernamentală susține că Ministerul Mediului a inițiat un demers care ar urma să stea la baza stabilirii cotelor de împușcare a râsului și a pisicii sălbatice. Într-o postare pe Facebook, reprezentanții ONG-ului de mediu fac referire la un studiu care, potrivit caietului de sarcini scos la licitație, are ca obiect, și citez acum, estimarea populațiilor de urs, râs și pisică sălbatică din România în vederea menținerii într-o stare favorabilă de conservare și pentru stabilirea numărului de exemplare din aceste specii care pot face obiectul derogării de la măsurile de protecție. Acum, reprezentanții cer retragerea caietului de sarcini. În replică, ministrul mediului Tanțoș Varna spune că studiul nu are nicio legătură cu vânătoarea și că se referă strict la evaluarea populației respective de animale.